Medea Marinescu, vreau să știu așa, startul tău spre comedie. Când a pornit? Îl socotești că e chiar de la Maria Mirabela sau nu? Nu. 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 Cred că a venit mult mai târziu. Filmele pe care le-am... Maria Mirabela e un film de copii, deci e mai greu de încadrat într-un gen... E și musical, e și animație, da, foarte multe povești acolo. Exact. Și pornește de la un basm. După aia, filmele pe, în general, filmele pe care le-am făcut copil sau adolescentă fiind, erau mai degrabă drame. Uh-huh. Cum era, a fost Promisiuni, de exemplu. Uh-huh. Sau fantezii, cum era Domnișoara Cristina. Uh-huh. Cred că... acroșul meu spre comedie a venit odată cu teatru. Aha, da. Și cumva, întâmplător, nu m-am gândit. În facultate nu faci neapărat comedie sau tragedie. Nu ți-a zis niciun profesor, tu ai să fii mai degrabă de comedie? Nici sau nu mă simțeam așa, da, nici nu mă simțeam. Vrei tu dramă? Poftim? Vrei dramă neapărat? Cred că da, mi se părea că e o chestiune mult mai serioasă. Mai serioasă, așa. Adică târziu am aflat că e mult mai complicat. Că e mult mai complicat, de fapt, să faci oamenii să râdă. Cred că s-a întâmplat odată ce am ajuns în Teatrul Național. Pentru că până ajunge la Teatrul Național, eu am încercat forme de teatru, dar toate. Da, și am ajuns chiar și la Bristol Old Vic, am jucat o stagiune la Bristol Old Vic, un teatru renumit din Anglia, pe care are și există London Old Vic, cel condus în zilele de Laurence Olivier, cel din Bristol, unde Peter O'Toole era vedeta trona și tronează în continuare. Dacă mergeți acolo, o să vedeți pozele lui peste tot, fotografiile lui în holul de intrare. Și acolo am jucat tot o dramă. După aia, încercările mele în teatru independent, până ajunge la Teatrul Național, erau tot drame. Un tramvai numit Dorința, Așteptându-l pe Godot. Deși acolo nu sunt rolul de fete, dar jucam un băiat. Aha, okay. Așa. Erai foarte modernă de pe atunci. Știi, ai văzut ce eram, a zis francezul, că nu mai are numai il și el. Așa. Avem el. El. Cine nu s-a hotărât bine între una și alta. Știi? Așa. Da. Și am pentru ajuns... actorii e foarte convenabilă chestia e asta. E adevărat. Special, și ofertant. Poți să faci așa. Da, și ofertant. Nu poți să fii un travestit fără să fii un travestit. Exact. Exact. Și când am ajuns la Teatrul Național, primul rol care mi-a fost oferit a fost Lucieta în Bădăranii, de Goldoni. A fost comedie. Și uite, așa am plonjat încet înspre comedie, fără să știu mare lucru. Cine regiza? Regiza Victor Moldovan. Era un spectacol care se juca cu succes de ani de zile. Și pentru că se juca de atât de mult timp, Lucieta tot îmbătrânea. Și tot trebuia să... Adică începuseră cu Rodica Popescu-Bitănescu, ca să vă faceți o idee. Între noi fiind totuși o distanță considerabilă de vârstă. Așa. Și am ajuns să joc, eu trecuse mai multe actrițe și atunci eu fiind proaspăt angajat, a zis tu joci Lucieta. Cu Ileana Stanoianescu, cu Mihai Fotinou, cu Ioana Bulcă, era o pleiadă de actori importanți. Asta și cum a făcut Răzvan Mazilu de curând la spectacolul lui cu familia Adams. Da, pentru că tot pe așa, care vreau să-l văd neapărat. Neapărat trebuie să-l vezi, pentru că tot așa era un copil și copilul ăla tot creștea. Și până la urmă a găsit soluția și a găsit un pitic. Și care, evident, stă pe, dar care e extraordinar de talentat. Da. Așa să-l văd. Da, și... nu, e formidabil, absolut vreau formidabil. Da. Și Cabaretul trebuie văzut, da. Așa. Și Cabaret vreau să-l văd, acolo e și un text care mi-ar fi plăcut la un moment dat. Să mai dat casting, asta da. E. Da. Așa, și revenind acum, după aia, întâlnirea mea cu Radu Beligan, cu Carmen Stănescu, cu oameni care erau actori emblematici de comedie. Și cumva așa s-a produs intrarea mea în pe drumul ăsta al comediei. Iar după aia Jovutruf Trebo, care era comedie. Da, era comedie, da. Și atunci n-am avut... Că era tot o franțuzească. Tot o franțuzească, de fapt, da. Începusem cu texte franțuzești, după aia Străin în noapte, tot text franțuzesc. Că vă găsesc fermecător, ca să știm despre ce vorbim, da. Așa. Vă găsesc fermecător. Deși a fost dat de curând pe TV5 de câteva ori, așa că eu tot trimit mesaje medei că zic dacă e spectacole multe și dacă cumva n-a observat că e din nou pe ecran și să
anunțe pe toată lumea, pentru că de fiecare dată îți dai seama cât de rafinat e totul, adică n-a ajuns degeaba la Sezarul și să și ia Sezarul filmul ăsta pentru debut, pentru că funcționa extraordinar de bine și a funcționat voi foarte bine, el fiind un mare actor de teatru francez. Nu că tu n-ai fi o mare actriță, dar româncă și știi cum e, nu, geografia de multe ori ne distanțează. El este vedetă, absolut. Da, 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 absolut, știi, da, așa. Nu e numai în kilometri, e și în percepție, până când lumea se obișnuiește cu treaba asta. Și... Da, și pe Michel Blanc, eu am început, nu știam prea multe despre Michel Blanc. Asta vreau să știu, te-ai apucat să vezi filmele lui? Da, absolut, da. Absolut, și am apucat să văd parcursul lui. Adică el e și dramaturg și regizor de film. Țin minte că odată eram cu Daniel Otoi în mașină, mergeam spre una din prezentările noastre cu filmul și el m-a întrebat și a zis, dar tu ai lucrat cu Michel Blanc în postura de regizor? Te-a regizat vreodată Michel Blanc? Și am zis, nu. Indirect, că cumva probabil indirect, că mai... Da, am zis cumva lucrul ăsta. Da, zic așa, mai tangentat cu regia la pe platou la Jovutuf Trebot, zic, dar nu să semneze el regia unui film și eu să fiu acolo, nu, deși mi-ar plăcea. Și l-a zis, îți doresc asta. Ah, așa mi-a zis Daniel. Da. El e un foarte bun regizor. Și după aia, dacă vedem niște filme de ale lui, îmi scapă acum unul dintre ele, a fost și la Cannes cu Carol Bouquet. El și juca unul din rolurile principale, o să-mi aduc aminte imediat. Cum se numea, e un foarte bun psiholog și fin și are un umor foarte subtil, Michel Blanc, e un foarte bun regizor. El s-a lansat cu trupa Le Splendid. Da, da, care tocmai au fost la Sezar. La Sezarurile de anul ăsta care s-au ținut omagiați. La Olympia și nu se mai țineau unde se fiind de obicei, la Châtelet și unde a făcut Radu Mihăileanu tot concertul, filmul concertul. Da. Da, și atunci... Și da, și o trupă. Apropo, în care... de comedie, că era, dar e o comedie foarte franțuzească, adică e mult mai franțuzească și mai greu de perceput în restul țărilor decât era, de exemplu, Funès sau Bourville sau Fernandel sau oricare dintre ei, știi? Era altceva, era foarte franțuzesc, știi? Da, iar Michel Blanc este o personalitate foarte mare în Franța. Chiar dacă, mă rog, eu știam foarte puține despre el, sigur, figura mi era cunoscută din Le Bronze, pe care toată lumea l-a văzut la un moment dat. Așa, dar el e dramaturg, e regizor de film, e un om de o cultură vastă, e și el pianist, ascultat tot timpul muzică de operă, muzică clasică. Adică e un om cu... care duce după el o trenă. Are un bagaj, are o aură foarte, foarte specială, Michel Blanc. Și așa l-am descoperit eu pe Michel. Da, și acolo era o comedie până la un punct, deși era o comedie dulce amară, asta știm. Absolut. Și Michel știe să facă foarte bine lucrurile astea. Cred că l-au și ales în mod special. Eu îl comparam oarecum uitându-mă la filmare, sigur că se asemănă și fizic, cred că pandantul lui în România ar fi fost Mari Moraru. Exact la Mari Moraru. Nu? Da, exact. Mă gândeam, adică genul de personaj și ciufut, dar și duios, îl și iubești. Și de un talent enorm. Și de un talent enorm, da. Că ne un dor de Marinuș. E adevărat, teribil. Și mie. Așa. Și nouă din sală și vouă de pe scenă și avea un zâmbet extraordinar, inclusiv dacă era și el în sală, de exemplu, mergea la câte un spectacol și avea un mod de a te saluta, așa că realmente te simțeai în al nouălea cer, știi? Tocmai că de curând am aflat tot de la francezi, de ce spun ei o septième ciel și noi spunem în al nouălea cer, că se spunea că pământul e înconjurat de 7 ceruri și trebuie să ajungi la cel de-al 7-a ca după aia să ajungi la Doamne, Doamne. Bineînțeles că noi mai avem încă 2, că la noi totul e mai complicat decât la restul lumii, zic eu. E adevărat. Așa cum spuneau, încă o chestie apropo de Bouquet, pentru că ai pomenit de Bouquet, de Carol Bouquet și de unchiul cu pricina, era o poveste de unde vine expresia c'est le bouquet,
care înseamnă asta e culmea, știi? Întotdeauna m-am gândit că să fie un buchet de flori. Nu, celebuche este buchetul pentru că atunci când ai niște artificii, când sunt aruncate cele mai frumoase, ăla e celebuche, care inițial era o chestie admirativă, după care zice, ai domne, asta e chiar culmea, adică merge în partea cealaltă, așa încât era celebuche. Să ne întoarcem însă la Daniel Auteuil, pentru că el joacă în... la Belle Époque, care are ceva, dacă vrei, din filmul Woody Allen, când te întorci în timp, acolo te întorci altfel, printr-o magie aici, prin magia care înseamnă cinema, televiziune. Vreau să știu ceva mai multe despre întâlnirea cu Auteuil. Mai ales că aveți doi copii de aceeași vârstă. De aceeași vârstă. Asta mi se pare foarte frumos, așa o coincidență mai mult decât... extraordinar. Dar mai e o povestire care, mă rog, pentru mine e fabuloasă, apropo de ceea ce ai grijă ce-ți dorești. Exact. Eram însărcinată cu primul meu fiu, Luca, și mă uitam la televizor. Se dădea un film englez, sau cred că era coproducție. Filmul se cheamă Lost Son. Uh-huh. Puteți să-l căutați. Pierdut. Da, fiul pierdut. Avându-l în rolul principal pe Daniel Auteuil, care este un detectiv, pleacă din Franța în Anglia pe urmele unei rețele de prostituție și crimă infantilă. Și intră într-o zonă de ceva extrem de tenebroasă, extrem de dură. Filmul era foarte, foarte bun și cred că era și după un caz real ceva de genul ăsta. Și uitându-mă la Auteuil, pe care îl văzusem în Regina Margot, îl văzusem în Jean de Floret, îl văzusem și în alte filme, nu mai țin minte, un actor de compoziție. Uh-huh. Aici nu mai făcea o compoziție, uh-huh. era el, un bărbat foarte bine, șarmant, cu părul dat pe spate, cu o geacă de piele, extrem de puternic și masculin, cu totul diferit față de cuceritor. Cel văzusem eu, da. Cuceritor. Uh-huh. Și stând așa și uitându-mă la film, zic, bă, ce-mi place actorul ăsta. Și zic, cum ar fi într-o zi să mă întâlnesc cu el? Vezi? Asta mi-a trecut prin Ai cap. Ai creat ceva pe acolo. Nu știu dacă au trecut 2 sau 3 zile și Isabel Mergov, cu care făcusem Jovutruf Trebeau, m-a sunat. Știam că aveam plan să scrie ceva, să ne reîntâlnim pe platou de filmare. Și mi-a spus, gata, începem filmările. Ah! Da, zice, scenariul este gata, este aprobat de Gomo și zice, știi cu cine o să joci? Mm-hmm. Și am zis, cu cine? Zice, cu Daniel Auteuil, ai auzit de el? Și am început să râd și am spus povestea. Și zic, dar stai, am o problemă, nu știam foarte bine cum să explic în franceză și atunci problemii s-a părut cel mai ușor de spus, ca furculision. Și mai ales că problema e masculin în franceză. Da. și Isabel, care probabil că mă cunoaște foarte bine, fără să zic absolut nimic, mi-a spus, ce, ești însărcinată? Aha. Și am spus, da. Și atunci a fost rândul ei să-i zbucnească în râs, un râs foarte zgomotos, așa ca și al meu. Și am zis, de ce râzi? Și mi-a zis, de ce râzi? Zice, pentru că știi și Daniel Auteuil are aceeași problemă. Doar cu nevastă asta, da. Problema că nu ești varță negă. Exact. Da. Și mi-a spus, știi, nici Auteuil nu poate începe filmările acum pentru că soția lui e însărcinată și trebuie să nască în toamnă. Mm-hmm. Și nu poate pleca departe de casă. Noi filmăm în Île-de-France, mm-hmm. care nu e prea departe, dar nici nu e la doi pași. Nu e la doi pași. Și circulația atunci infernală și acolo. Așa, exact. Și atunci trebuie să începem filmările în toamnă. Și am zis, perfect. Copiii noștri, Zac, așa îl cheamă pe băiatul lui Daniel, și Luca, uh-huh. au aceeași vârstă. Se cunosc? Nu, s-au întâlnit încă nu? Nu s-au întâlnit niciodată. Pentru că Luca deja joacă. A jucat și la e Național. Adevărat, l-am văzut. Da, scena l-am văzut și în film, așa că e nu, perfect. Dar poate că într-o zi se vor întâlni, nu știu. Uh-huh. Depinde Daniel, ce-ți dorești. De ce depinde ce-ți dorești. Așa este. Și eu sunt convinsă că se va întâmpla. Mai ales acum. Dar Daniel a văzut pe platourile de filmare pe Luca, care dormea de cele mai multe ori pe platou. L-am adus și pe el acolo o perioadă. Surpriza mea când l-am văzut pe Daniel Auteuil, țin minte că eram în acel orășel, mă pregăteam și la un moment dat toată lumea a anunțat
Daniela a sosit, se duce așa din de parcă venea regele. Și a început să-mi bată inima puțin mai tare, pentru că știam că e o mare vedetă. Știi? Da. Și Daniela a sosit, eu eram la cabina de machiaj și a venit și a venit un om. E foarte ciudat. A venit un om care mi-a dat senzația că mă știe. Și a fi văzut je vous trouve très beau, totuși. Categoric l-a văzut și care mi-a și zis, bravo, te felicit. Și evident că am zis, pentru ce? Și mi-a zis, nu pentru film, pentru fiul tău. A, ce frumos! Foarte frumos! Bravo. Și de aici a început totul. Așa e. Și mai făcut ceva, a făcut un gest pe care vreau să-l spun. El are acum o altă conotație pentru mine. Pentru că trec printr-o perioadă mai specială în care încerc să înțeleg niște lucruri și în care fiul meu știu că are nevoie să înțeleagă niște lucruri, fiul meu cel mare. E o perioadă mai specială pentru noi. La un moment dat, stând la filmare, e foarte greu să joci într-o altă limbă, pe care nici nu o stăpânești foarte bine. Că am făcut întâlniri cu un coach pe care l-aveam și pe platou și care atât de tare mă bătea la cap încât după... Până la urmă s-a plecat, da. Asta nu-i așa. Bine. E greu să joci într-o altă limbă, e greu să fii departe de ei. Sunt multe lucruri complicate, dar sigur că orice efort merită. Și stând la un moment dat așa la filmare, era într-o pauză în care se schimba camera. El s-a uitat la mine și a zis, ce ți-e greu? E greu, nu? Și am zis, da, e greu. Și el mi-a zis, te înțeleg. Zice, știi, și eu am făcut un film într-o limbă străină. Și eu zic, da, știu, Lausanne. L-am văzut. Și el zice, da, zice, și eu nu vorbesc engleză. Și a fost atât de dificil. Am filmat și în Anglia. Și mi-a fost greu, așa că te înțeleg. A fost picătura de care, așa discretă, de care aveam nevoie. Omul ăsta mi-a zis-o, fără, eu nu m-am plâns niciodată că mi-e greu să joc în franceză. Era dar el un strop de speranță. Da, era un strop. Am trecut amândoi prin același lucru. Am trecut, da, prin același lucru. Foarte frumos. Sărbători fericite cu băieții tăi. Mulțumesc, la fel tuturor, sărbători fericite. Așa să fie. Cu o viață în roz.